Păsările prădătoare uimesc prin atacurile lor fulgerătoare și puterea fără milă. Ne-am gândit că vă va fi interesant să le vedeți în acțiune și să aflați de ce sunt capabili acești pirați ai cerului. Așa că așezați-vă cât mai comod, puneți un like și să începem! Un pescăruș prădător care atacă o rățușcă și o duce undeva pe mal. Înghite de-a întregul puiul viu. Arată groaznic, dar pescărușului nu este de ajuns. Pasărea merge să-și ia a doua gustare. Rața mamă intervine, dar pescărușul obraznic reușește să pună mâna pe al doilea pui. Îl duce la mal, după care îl trimite imediat în stomacul său fără fund. Pescărușul și-a simțit puterea și decide să-l fure pe al treilea. De data asta însă rațele mature au fost mai atente. Pescărușul reușește tot să scape și cred că acolo nu se mai întoarce în curând. Ce să mai vorbim despre rățușcă? Priviți cum pescărușul a înghițit în întregime un porumbel. Acest moment trist a fost filmat de un bărbat în Anglia. Pe geamul casei sale a văzut un șoimi care stătea pe o pisică. Bărbatul s-a grăbit să ia telefonul ca să filmeze cazul neobișnuit. Pisica nu mai dădea semne de viață și șoimul a dus-o departe de ochii martorului. Încă un moment similar. Atacul la fel a avut loc lângă casă. Șoimul a încercat să ducă motanul în ghearele sale, dar se pare că e prea greu. Videoul se întrerupe, dar s-a dovedit că a lăsat motanul să plece. Urmează niște imagini incredibile. Vulturul are o alegere vastă, mii de flamingo roz. Rămâne doar să țintească prada și să atace. Vulturul a făcut cercuri în jurul păsărilor care de frică începeau să se împrăștie în diferite părți. Și iată că într-un final și-a ales prada. După atac, flamingo a ajuns în ghearele lui mortale. Iată încă un atac similar, doar că de data asta a prins pasărea în apă. Se pare că atacurile de genul sunt simple pentru un prădător atât de puternic ca vulturul. Ăsta e un stârc alb care vânează pește. După câteva atacuri fără succes, reușește să prindă un pește destul de mare. Iată un caz incredibil la pescuit. Bărbatul folosește o momeală artificială. Pasărea a confundat momeala cu un pește mic și a atacat. Pasărea s-a prins de cărlig. Ce pescuit neobișnuit! Bărbatul trage captura nu din apă, ci din cer. Pasărea n-a reușit să zboare prea departe, fiind prinsă de cărlig și pur și simplu a căzut în apă. Pescarul a tras-o spre barcă și a eliberat-o. Insulele Galapagos sunt un loc neobișnuit unde se nasc și mor multe specii de animale foarte neobișnuite. Anume aici se înmulțesc iguanele marine, pe care adoră să le vâneze șoimii. Iguanele au simțit pericolul și aleargă spre vizuinele lor ca să se ascundă. Aceasta a fost însă mai puțin norocoasă. Șoimul a țintit-o și după un atac exact, ghearele lui deja strâng capul reptilei. După ce a mers pe iguană câțiva metri, șoimul o duce în cuibul său pentru a-și hrăni puii. Iată un atac asupra liliecilor. Pun pariu că nu ați văzut așa ceva până acum. Pentru un prădător de genul, este ușor să prindă un liliac, mai ales când în jurul lui sunt mii și mii din care poate alege.
În acest video vedem un șoim care a prins un șarpe otrăvitor. Șarpele încearcă să muște prădătorul, dar acesta îi schivează de la toate încercările lui, ciugulindu-l drept în cap. E clar cine a câștigat. Șarpele s-a lăsat bătut și a fost mâncat. Veverița se joacă lângă un tufiș fără grijă. De nicăieri apare un șoim și o apucă cu ghearele sale. Atacul ăsta însă nu s-a soldat cu succes pentru prădător. Veverița a scăpat. Probabil că l-a mușcat pe șoim, de aia pasărea a lăsat-o să plece. Iată o bufniță care a atacat un motan domestic de dimensiuni mari. Ea și-a subestimat în mod clar abilitățile. Motanul s-a dovedit a fi mult mai puternic, dar n-a ucis-o, a lăsat-o doar speriată. Iată cât de mișto atacă această pasăre prădătoare victima sa. Observând-o la suprafața apei, ea cade ca o piatră în jos și prinde cu ghearele un pește destul de mare. Cu așa pradă este greu să-și ia zborul, dar pasărea a adunat toate puterile și se ridică în cer. Duce peștele în cuib unde o așteaptă puii flămânzi. Azi vor avea cu ce să ia masa. Prins o viperă, șarpele n-are nicio șansă, doar dacă va reuși să muște pasărea. Urmează câteva lupte mai puțin reușite ale șoimului. Reptilele au reușit să muște păsările. Bine că pe alături erau niște oameni care le-au ajutat. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!